Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod. Suntem aici pe rpg1.bizo.ro, ca de fiecare dată. Iar astăzi vă voi prezenta noul quest și vom vorbi despre motivul pentru care am fost respins în LSPD. Pentru că da, am fost respins. Înainte să înceapă episodul, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe. Și dacă vreți să dați rent aici la casa 503. Și mai nou am făcut și un server de Discord. Dacă vreți, aveți linkul în descriere, puteți să intrați acolo. Vedeți când postez un clip nou și poate mai vorbim. S-a băgat și Get Gift-ul, îl găsiți aici, aproape de HQ Vietnamese Boys. Iar acum vom merge să luăm sarcinile de la Tanti Mirela. Este un quest nou băgat și s-a băgat pentru ziua femeii, care a fost popt. La mulți ani femeilor. Și să vedem unde e întâi, că nici nu știu unde e. Bun, aparent trebuia să dau slash Mirela să aflu unde e. Așa că mergem acum. Văd că e la vechiul tracker. Bun, și la acest quest trebuie să facem niște sarcini pe care ni le dă. Din câte am înțeles, sunt 5 sarcini, 4 ușoare și una mai grea. Și putem să facem 5 seturi de acest gen în fiecare zi. Uitați premiile aici, pe chat. Premii interesante, dacă vreți să faceți ore, puteți să le faceți. Farmați bani. Ia să vedem ce seturi am primit. Folosește comanda Enter la JLS, la gym. Transferă cuiva 100 de dolari, cumpără un bilet loto, joacă timp de 10 minute într-o arenă. Da, deci am primit un set destul de ușor de misiuni de data asta. Și le și începem. O să destul de ușoare și să vedem și ce premii ne dăm. Și nu uitați, dacă aveți idei de videoclipuri, să le lăsați în secția de comentarii, pentru că ar ajuta foarte mult. Momentan am câteva idei, cred că de vreo 10 clipuri, dar doar trebuie să îmi găsesc timp să le filmez. Da, aport acum quest-ul și am zis să filmez quest-ul și să vă arăt de ce am fost respins în LSPD. Dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu, că n-are rost acum. Întâi vă arăt quest-ul, după vorbim și de situația aceea. Și o să vedeți ce am făcut între timp. N-am venit bine la paintball, dar hai să nici când, dacă toți sunt player, că poate nu mai găsim. Și între timp să știți că puteți să schimbați misiunile dacă nu vă plac astea pe care le primiți la quest. Nu știu sincer să vă zic comanda, cred că vă duceți înapoi acolo și dați Y și vă dă alt set. Ne facem aici niște reclamă pe chat, ca de obicei. Oh, Feno, liderul Avispa. A luat și pe ăsta lider. GG Feno, dacă te uiți la asta, baftă la teritorii. Aparent facem și puncte la maraton odată cu quest-ul. Venim vorba de maraton, uitați că este adăugat pe server și în ultima zi puteți să câștigați în Turismo. Se pare că am câștigat și runda de paintball frumos, am câștigat și 90 de dolari, 25 de kill-uri. Cum îmi place mie, am rupt băieții ăștia, i-am nenorocit, mai am de învățat, trebuie să le dau lecții neapărat. Mai avem încă 4 minute de jucat aici, adică încă o tură de paintball. Nu durează așa de mult să faceți acest quest, dar trebuie să aveți cât de cât timp. Cum nu prea am, nu cred că o să-l fac, dar dacă sunteți la început puteți să faceți o grămadă de bani, cred că faceți vreo 200k pe zi. Și durează până pe 30 mi se pare quest-ul, sau până pe 35, ceea genul, gen până în ultima zi a lunii. Deci aveți o grămadă de timp. Faceți pe puțin 1.000.000 de dolari. Bun, se pare că am terminat și această parte din quest și am primit 10 puncte la maraton. Destul de interesant. Credeam că nu îmi dă puncte la maraton pentru asta. Și haideți să trecem la următoarele sarcini. Trebuie să mergem la Jay, la gym. Să-i transfer cuiva 100 de dolari. Deci mergem întâi la bancă să transfer banii. După mergem la jail, după la gym și cumpărăm și un bilet la loto, că este în drum. Hai să vedem cui transferăm. Transferăm și noi la un începător. Uitați la băiatul ăsta, Timi Cristian, ID7. Îi dăm și lui 100 de dolari. Transfer. Transfer 7 de dolari. Bun. Ah, ok, deci mi-au dat 3 puncte acum. Aparent, probabil, a 5-a sarcină e aia grea și de-aia mi-a dat 10 puncte. Interesant, înainte mi se pare că dădea aceleași puncte la toate sarcinile. Am modificat asta. Mi se pare mai ok așa. A durat 10 minute partea aia. Acum mergem la jail. După mergem la magazinul din față, 24-7 în față, la Pike Rent. Cumpărăm un bilet la loto. Poate și câștigăm biletul la loto, cum ar fi. Da, probabil nu. După mergem la jail și ne întoarcem să luăm premiu, să vedem și noi ce am primit. Și după vorbim despre situația cu LSPD. Trebuie să dăm slash loto. Și haideți să vedem ce bilet luăm. Punem primul număr 18. La 2 punem 20. Aici punem 8. 5, 12,
Și aici punem 24. Plasează un bilet. Iată. O să vedem dacă am câștigat. Parcă diseară este extragerea sau mâine, ceva de genul. Și acum mai trebuie să mergem doar la gym LS. O luăm pe aici, ca zicem cel mai repede. Să văd și ce job am. Am ineri, din păcate, credeam că am și eu mecanic să-mi repar mașina. Da, nu-i problemă, reparăm aici. Ia să vedem și al cui este acest biz. Că nu știu la cine. O, tiramisu. Big Boss. Ne oprim și la gym aici. Dacă nu știați, aici este gym LS, probabil se mai dă la teste la taxi. Ah, ok, și văd că nu mai trebuie să mergem acolo, că am primit premiul principal, dar trebuie să merg să-mi iau premiile secundare, alea cu puncte de misiune și așa mai departe. E ok, am primit 35k, 3 RP-uri și 3 gold, cam puțin gold, se putea și mai bine. Da, măcar am 35k, maximul fiind 50, mi se pare, e decent. Și da, uitați, pe 31... a treia se scoate quest-ul, deci aveți timp să-l faceți. Și după cum vedeți, dacă îl faceți de 90 de ori, primiți un car slot, un level up, un raport opțional, 500 gold și 2 caca, adică e foarte mișto. Dar trebuie să aveți timp, că durează. Gen, trebuie să faceți toate seturile de 90 de ori, destul de mult. Am ajuns și aici, am puțin la că sunt mulți player și luăm așa, jaf, puncte de jaf, cam 1000 aproape. Și puncte de misiune, mie astea mi se par cele mai ok dintre toate. Restul putem să le luăm mai ușor. Iar acum vom trece la subiectul cu LSPD, dar pentru a trece la asta, o să vă las aici o filmare de acum 2 zile sau 3, ceva de genul, și revenim după, de pe website direct. Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod. Suntem aici pe rpg1.bizon.ro ca de fiecare dată și în acest episod vom intra în LSPD, pentru că după cum știți am ieșit din News Reporters. Vedeți, sunt civil. Încă v-am zis în episodul anterior, voi aplica în LSPD mai exact, pentru că mi se pare mișto facțiunea, mai ales că e în LS și e cea mai mare acțiune de pe server aici în oraș. Așa că să nu ne mai lungim mult, haideți să revenim de pe website și să aplicăm. Bun, am revenit și de pe website, așa că haideți să aplicăm în LSPD. Nume și vârsta reală, completăm astea și revenim. Bun, am terminat de completat și toate lucrurile aici în aplicație, așa că dăm aplică. Și acum vom aștepta un răspuns, probabil va dura câteva zile, așa că revenim din joc. Bun, având în vedere că o să dureze câteva zile probabil până o să primesc un răspuns la aplicație, eu o să vă las aici și revenim peste câteva zile cu continuarea acestui episod. Baftă, băieți! Bun, și am revenit și de pe website și vedeți, sunt respins. Dar întâi vreau să vă arăt asta. Eu am primit de două răspunsuri la aplicație, pentru că prima dată am fost acceptat, dar după am fost respins pentru că am puține ore. Eu aveam 3 și era fost 10 când s-a răspuns la aplicații. Teoretic trebuia să am 5 ore. Dar motivul pentru care mi s-a modificat răspunsul a fost băiatul ăsta, Denis, care avea exact aceleași ore și a făcut reclamație liderului. Uitați aici, pentru că pe el respinsese și pe mine mă acceptase. Dar acum vine partea interesantă, că dacă avea mai multă grijă liderul, putea să ne accepte pe amândoi. Eu am vorbit, a zis că n-a vrut să ne accepte și am lăsat-o așa până la urmă. Și între timp am aplicat în LVPD, unde probabil o să fiu acceptat, zic eu, că am mai făcut și ore și o să mai mă joc. Și din câte am înțeles, e mai mișto facțiunea. Și da, cam asta a fost cu LSPD-ul. Eu chiar voiam să mă duc, mi se părea mișto și mi s-a părut de treabă liderul când am vorbit prima dată cu el. Dar mi-am cam schimbat părerea seară după ce am discutat despre faza cu respinsul. Deci am lămurit și această problemă, așa că revenim din joc imediat. Bun, am revenit și din joc. Ați văzut care a fost situația. Data viitoare să sperăm că o să fie mai atent liderul LSPD. Așa că tot am ajuns la finalul episodului. Nu uitați să dați rent aici la casa 503, casa mea, că aveți unde să vă parcați mașinile. Interiorul probabil știți deja, este acela cu oglinda. Nu uitați să intrați pe serverul de Discord dacă vreți să vorbim și să aflați când postez un episod nou. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. Baftă!